Ambasadorul Palestinei în România, Fuad Cocai, și delegația sa au fost întâmpinați de către conducerea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, în campusul universitar. Oaspeții au aflat detalii despre Universitatea Comunitară Arădeană, aspecte ale activității celor 6 facultăți și au vizitat Institutul de Științe ale Vieții. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi pentru prima oară la Arad. M-am întâlnit cu autoritățile locale și am vizitat Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Pot să vă spun că această universitate are un viitor și cu siguranță se va număra printre cele mai renumite nu doar din România, ci și din Europa. Ambasadorul Palestinei în România, Fuad Cocai, a participat de asemenea la cea de-a 4-a ediție a Conferinței Naționale Medicale Palestiniano-Române, organizate de Universitatea de Vest Vasile Goldiș, în colaborare cu Asociația Medicilor și Farmaciștilor Palestinieni și Colegiul Medicilor din România. Este un semn al progresului pe care medicina îl realizează astăzi, în prezența excelenței sale, domnul ambasador, în care vor avea ocazia să fie prezentate rezultatele cercetărilor medicale prin intermediul comunicărilor științifice. Apreciem în mod deosebit activitatea și relațiile care le-am stabilit prin domnul dr. Saba Nahed între medicii din Arad, profesorii de la universitate, cercetătorii noștri de la Institutul de Cercetări și medicii palestinieni. Îi spuneam, domnule ambasador, înaintea întâlnirii, că dorim să dezvoltăm aceste relații la un plan superior și ne bucură foarte mult la această întâlnire, pentru care vă felicităm și vă mulțumim foarte mult. Îmi face mare plăcere să fiu în această conferință pe linca dumneavoastră. Și prima dată să participe la asemenea conferințe medicale. Și foarte bucuros să se întâlnească cu o asemenea echipe de medici palestinieni și români. Și cauza principală pe lângă suferința pe care au medici palestinieni. Și pe lângă problemele pe care le-au îndepărtat din teritoriul mamei Palestina. Oricum, unde merg acești medici mai departe palestinieni, participă la dezvoltarea și la îmbunătățirea vieții. Yabdulun kul ma fihi min taqa min ajl musharakat al-insaniyya fi a'taha itijah taqaddum. Produc tot ce pot, ce se poate pentru a ajuta omenirea. وفي رومانيا بشكل خاص على وجه الخصوص الفلسطينيين هنا استطاعوا ونجحوا بأنهم يتأقلموا مع الواقع الروماني. In special în România, medici palestinieni au încercat și s-au reușit să se acomodeze și să se apropie în România. وأن يعطوا إسهامات رائعة في خدمة المجتمع الروماني. Și au dat dovada de succesul în mediul în România. ولذلك نحن نفتخر بهذه المجموعه ونعتز بها. Noi suntem foarte bucuroși și mândru de noi pe aceste echipe. ونشكر نقابه الاطباء والساده الفلسطينيين. Și mulțumim asociația medicilor palestinieni de România. نقابه الاطباء الرومان. Și colegiul medicilor din România și din Arad în special. جامعة فاسيلي غولديش شي اونيفرسيتاتا فاسيلي غولديش على هذا التعاون وهذا المؤتمر اللي كان ثمره لهذا التعاون
pentru această colaborare între aceste trei echipe pe care au fost și pe care au produs această conferință. Noi dorim succes pentru această conferință. Vă mulțumim cu Mulțumim tuturor care au participat pentru succesul acestei conferințe. Și, da, Doamne, să ne întâlnim și cu dumneavoastră în alte congrese sau conferințe. În plus, mulțumim tuturor care au participat în această conferință, palestinieni și români. Și mulțumesc. Asociația Medicilor Farmacistilor Palestinieni din România, împreună cu Universitatea din Vest Vasile Goldeș din Arad și Colegiul Medicilor din Arad, au deosebită plăcerea și onoare de a deschide manifestările cele de a patra conferință națională medico-palestiniană cu tema Actualitatea în medicină. Deoarece medicina trăiește în fiecare zi prin dăruiri, profesionalism și umanitatea. Acest eveniment pe care îl organizăm astăzi la Arad, Mica Viena de pe Mureș, se dorește a fi un prilej de a comunica propria experiență într-o dezbatere științifică înaltă ținută, alături de colegii noștri români și palestinieni. Această manifestare ne ajută să ne perfecționăm și, nu în ultimul rând, de a nu uita că în mâinile noastre se află cel mai important dar, viața. Conducerea Universității de Vest Vasile Goldeș a acordat ambasadorului Palestinei în România diploma de onoare a universității, iar președintelui Asociației Medicilor și Farmaciștilor Palestinieni din România diploma pentru excelență în academie. În cursul vizitei efectuate ieri de excelența sa împreună cu echipa care ne însoțește și cu Asociația Medicilor și Farmaciștilor Palestinieni din România la universitatea noastră, pe lângă aspectele istorice ridicate în anul centenar de personalitatea deosebită a lui Vasile Goldeș, pe care universitatea noastră o cinstește încă de la înființare, sigur că s-au discutat și s-au pus bazele colaborării viitoare, de care de asemenea suntem deosebit de onorați. Este o bucurie și o onoare pentru noi și eu doresc în primul rând să mă exprim ca și gazdă și ca și coleg, ca și medic. Este o onoare și o plăcere deosebită pentru noi, medicii din Arad, să organizăm și să găzduim această manifestare. Am înțeles că este prima, care este în afara Bucureștiului. Așa este. Este minunat. Este un lucru. Și vă așteptăm oricând cu drag, după cum ați observat, da, în rândul nostru. Sunt convins că va fi un schimb de opinii, un schimb de idei, un schimb de experiență în toate domeniile de activitate și doresc, în primul rând, celor care ați venit de pe alte meleaguri să vă urez bine ați venit la Arad, bine ați venit la universitatea noastră și succes lucrărilor conferinței. Tema celei de-a patra conferințe naționale medicale palestiniano-române este actualitatea în medicină. Personalități marcante ale medicinei și nu numai, adevărați lideri de opinie, împărtășesc noutățile medicale din cercetare, având în vedere programul manifestării, care include, pe lângă sesiuni plenare, conferințe și mese rotunde focalizate pe diferite patologii.